Accident cu multe semne de întrebare în capitale, o auto specială de la regia Autosalubritate a doborât gardul și a ajuns în curtea unei gospodării după impactul cu un alt automobil. Coliziunea s-a produs în dimineața de 9 septembrie, în jurul orei 8:40 pe strada Petru Ungureanu din sectorul botanic al capitalei. Potrivit datelor oferite de poliție preliminar, auto speciala condusă de un bărbat de 54 de ani s-ar fi tamponat cu un automobil, la volanul căruia se afla un șofer de 38 de ani. În rezultatul coliziunii, camionul ar fi derapat de pe traseu și a ajuns în curtea unei case de la marginea drumului. Preliminar, nicio persoană nu a avut de suferit. Totuși, martorii spun că după accident, șoferul autospecialei s-ar fi speriat și tremurat tot. Din fericire, acesta a reușit să se calmeze, fără a fi dus la spital. Șoferul care va fi găsit vinovat va fi sancționat contravențional. S-a pornit la drum cu droguri și cartușe, dar planul a fost dat peste cap de către vameș. Un moldovean de 29 de ani riscă sancțiuni dure după ce a fost prins la postul vamal Palanca cu obiecte și substanțe interzise ascunse în automobil. Bărbatul revenea din Ucraina la volanul unui autoturism pe care ofițerii vamale au decis să-l supună unor verificări suplimentare. În timpul controlului fizic detaliat în compartimentul destinat bagajelor, ofițerii vamale au descoperit un pachet cu o substanță albă ce se presupune a fi drog, precum și 3 cartușe. Toate bine ascunse de ochii vameșilor. Moldoveanul a refuzat să ofere explicații privind obiectele și substanțele depistate. Prin urmare, acestea au fost ridicate în vederea confiscării. Investigațiile pe caz continuă. Nici înăsprirea pedepselor nu-i sperie, cu toate că începând cu 7 septembrie, sancțiunile pentru șoferii prinși băuți la volan au devenit mai dure, ei riscând inclusiv să facă pușcărie, unii s-au încumetat să urce la volan cu gradele în cap. Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică, 33 de conducători auto au fost opriți din drum, fiind prinși în stare de ebrietate. Mașinile lor au fost evacuate la parcări speciale. Ei nu sunt însă singurii sancționați în acest weekend. În total, peste 2300 de șoferi și pietoni s-au ales cu amenzi pentru încălcarea regulilor de circulație. Cei mai mulți dintre ei, peste 1000 la număr, au fost amendați pentru viteză excesivă. De asemenea, 105 au fost surprinși fără centura de siguranță, 355 au ignorat indicatoarele rutiere, iar 310 au parcat în locuri interzise. Cu sancțiuni s-au ales și 78 de pietoni care au traversat strada în locuri nepermise. Moarte cumplită pentru o biciclistă în vârstă de 73 de ani. Femeia a decedat după ce a fost tamponată în plin de un automobil. Tragedia s-a produs în dimineața de 9 septembrie, aproximativ la ora 7:50, într-o intersecție din orașul Kamenka. La fața locului au intervenit imediat milițieni din regiune, dar și medicii cu ambulanța. Din nefericire, toate încercările de a resuscita victima au eșuat, doctorii fiind nevoiți în cele din urmă să constate decesul femeii. Șoferul mașinii, în vârstă de 35 de ani, a declarat că se deplasa spre centrul orașului pe strada cu prioritate, când la un moment dat în intersecție ar fi ieșit biciclista de pe un drum secundar. Automobilistul susține că nu ar fi reușit să frâneze pentru a evita impactul și a lovit în plin femeia. Pe caz a fost inițiată o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor exacte în care a decedat biciclista de 73 de ani.